Este al cincilea an consecutiv când localitatea Hărăști, mai exact curtea Bisericii Monument Istoric păstorită de preotul Mihai Țăpodaru, găzduiește Festivalul Mugurel de Sălcioară, organizat anual în sâmbăta lui Lazar de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu. Avem parte de o zi deosebit de frumoasă, poate cea mai frumoasă din ultimii 5 ani, pentru că suntem la cea de-a 5-a ediție a acestui festival al colindelor de primăvară, Mugurel de Sălcioară. Și pentru că am ajuns la cea de-a 5-a ediție, trebuie să mulțumesc în primul rând părintele Mihai Țăpodaru, care este partenerul nostru în acest festival, că este gazda noastră. De asemenea, să mulțumesc dascălilor care vin an de an cu acești minunați copii și, în ultimul rând, părinților care sunt alături de copii și de noi întotdeauna. Așa am primul să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adunat din nou aici, ca în fiecare an, în ultimii 4 ani, atât al 5-lea, și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea sănătate în continuare ca să îmbătrânim noi cu acest festival, copiii noștri care ne colindă astăzi să fie părinți și bunici și tot aici în curtea bisericii să vină cu nepoții ca să-i colinde pe cei care vor fi după noi. Frumoase cete de colindători îmbrăcate în costume naționale și purtând coșuri pline cu flori, ramuri de salce și ouă primite de pe la casele pe unde au colindat, însuflețesc frumosul lăcaș de cult. Obiceiuri precum lazărul, floriile, buieniții sau ceaușul sunt cântate de copii spre încântarea publicului adunat la Hărăști. Și anul acesta au răspuns invitația organizatorilor colindători din Ghimpați, Vărăști, Greaca, Pietrele, Copaciu, Băneasa, Hotarele și Hărăști. La eveniment au participat și reprezentanții Direcției Județene pentru Patrimoniu, care au felicitat organizatorii și participanții și cărora le-au oferit diplome de merit. Se acordă o diplomă de excelență doamnei Carmen Mihaela Pețanca, director al Centrului de Conservare, pentru merite deosebite în conservarea și promovarea patrimoniului imaterial lășean. Domnia sa, pe lângă multe preocupări, este și responsabilul din partea Episcopiei pe linia protejării patrimoniului cultural național, de pentru care vă rog să-mi permiteți și să-l aplaudăm pe părintele Mihai Țăpodaru, căruia îi acordăm o diplomă de excelență. Se acordă o diplomă grupului de colindători din localitatea Copaciu din Bați, îndrumați de domnul Voicu Florin.